Salutare și bine vă regăsesc la un episod. În episodul ăsta, prieteni, am băgat și noi frumos aici la trierat de rapiță. Puteți să vedem că în momentul ăsta noi trierăm rapiță. Am câteva, adică îmi place că trierăm rapiță. Deja combina este 72%. Bă, da, ce tot nu vezi, mă, aici. Combina este, bunkerul la combina este de 72%, 73%. Da, recoltă ca anul trecut, nu mai, tată, nu mai facem. Nu mai facem, dar nu știu ce că acum am lag aici. Eu tot cred că un tractor, un utilaj îmi provoacă mie lag. Da, nu știu, mă rog. Deci, tot câmpul ăsta l-am încercuit și nici măcar, adică am doar 79-80% bunkerul la combină. Deci, avem producția doar de 60%. 62, 61, 60%, 50%, în multe locuri, uite, aici 50, 52%, da, dar nu e producție ca anul trecut. Opa, hai să nu oprim aici ăsta. Bun, deci puteți să vedeți că am montat aici header-ul, e același, doar că i-am montat un kit pentru rapiță, că știți că rapița necesită tot pe principiul ăsta, adică tot header-ul ăsta merge, doar că mai trebuie încă ceva de atașat la header. Când o să ajungem să descărcăm, o să vă arăt. 87, nu cred că o să mai ajungă până acolo la fermă, nu știu. Deci eu în momentul ăsta ajung în 24 de FPS-uri. Când mă uit în partea aia, când mă uit în partea asta, am 32 de FPS-uri. Mama, aici iar 23 de FPS-uri. Da, destul de neplăcut. Și tot în videoclipul ăsta, 20 de FPS-uri, bă, dar nu știu, mă, ce-mi provoacă lag, mă. Bă, eu țin să menționez că tot un tractor îmi provoacă mie lag. Deci tot un tractor este care îmi face mie aici probleme. Acum nu mai mă uit, uite, 40 de FPS-uri, 50 de FPS-uri. Da, nu știu ce îmi provoacă lag, dar asta este 98, 99, mamă. Mamă, 100%. Bun, treaba mai neplăcută este cum ajung eu cu tractorul aici. Bun, haide să ne dau, să ne dăm jos, să mă dau jos. Hai întâi să extindem și noi aici țeava noastră ca să facem treabă. Să descărcăm. Bun, am montat aici pe băd, am ridicat-o și eu. Hai să facem o poză cu tot cu cal, căluțul. Poză. Bun. Am montat aici un kit special pentru rapiță, deci puteți să vedeți că așa sunt pederele pentru rapiță, au mărginile ăștia care taie și ăștia, nu știu pentru ce sunt ăștia făcute, adică de ce ai pune așa ceva, doar că asta este, nu știu eu. Haideți să mergem să luăm, acolo este paletul ăla, așa de când am băgat la semănat, haideți să luăm aici clăsulenul nostru, 25 de FPS-uri. 60 de FPS-uri. Da, nu știu, da. Nu știu ce îmi provoacă mie lag aici. Haideți să ne urcăm și noi în tractoraș. 22 de FPS-uri. Da, asta este acum. Haideți să montăm. Bă, remorca e cu plată, e cu plată. Pornim aici monitorul, așteptăm un pic să se pregătească toate treburile. N-am așteptat suficient. Bun, aici este așa. Bun, remorca. Bun. Haideți să nu lovim pe aici ceva. Mamă, dar nu cam am loc. Opa, suficient. Ia, avem loc. Hai că avem loc. Avem. Bun, acum ne mutăm la combină, bine că am semnalizat. Doar că trebuie să distrug recolta și asta nu-mi place deloc. Nu-mi place deloc. Altundeva să vin. Mamă, nu știu cum să facem. Nu știu cum să facem. Eu aș fi vrut să nu fac mutarea asta. Adică să mă întorc și să vin dita mai drumul pe unde am trierat. E destul de mers. Doar că acum asta este 21 de FPS-uri. 25, da, mă, un tractor îmi provoacă mie lag. Un tractor, dar nu știu care. O să aflăm noi. Bun, vine aici liber și aici tot liber. Deci acum eu în momentul ăsta trebuie să o iau pe aici. O iau pe aici.
Și o să vedeți totuși, adică nu totuși, o să vedeți cu ochii voștri toată bucata pe care, deci din toată bucata asta de un kilometru de mai bine, care are 2,5 hectare câmpul ăsta, nu cam îmi vine să cred, doar atât, am așteptat să fie mai mare, mai acumva, dar că așa este. Bun, după, în timp ce o să descărcăm, o să vă și arăt cu cât putem noi în momentul ăsta să luăm pe soia, dacă vindem noi soia, păi putem să luăm, nu vă spun, o să mai așteptați un pic. Mamă, trebuie să ocolesc aici toată treaba asta, da, destul de greuț. Aș putea să calc, nu e problemă, uite cu ea, uite. Dar eu nu vreau să-mi distrug eu recolta, chiar acolo, fie că este puțin, fie că e mult, nu vreau să-mi distrug recolta mea, care am muncit-o și de ce să dau cu tractorul peste ea? Hai că n-am călcat nimic, bun. Deci, prieteni, vă mulțumesc enorm pentru toată susținerea pe care mi-o arătați în videoclipuri. Deci, în fiecare videoclip, în aproape fiecare, doar că de obicei, da, în fiecare videoclip, eu fac multe vizionări, peste 300 de vizionări, sau peste 100, hai să fiu mai așa, doar că vreau să spun că facem prea multe vizionări. Deci, eu am 160 de abonați. Și 171, da? Da, scuzați-mă, 171. Luna asta am făcut 38 de abonați sau chiar 39 de abonați, că s-a abonat acum o persoană la mine și vă mulțumesc că vă abonați la mine, vă pas să nu lovim aici. Deci sunt foarte fericit că atâția susținere, deci chiar îmi place că vă place videoclipurile mele, Vă plac videoclipurile mele de FS17. Multă lume m-a întrebat în comentarii de ce nu fac FS22. Păi, hai să vă spun de ce nu fac FS22. Primul motiv este că nu-l am. FS22-ul eu nu-l am. Dar aș putea să-l cumpăr. Dacă sunt ambițios, îl cumpăr și nu e nicio problemă. Dar nu asta este treaba. Eu am o versiune deja de FS17, adică de Farming Simulator în general. Adică FS17-ul FS17-le pe care îl vedeți acum cu ochii voștri, pe care îl joc în momentul ăsta și nu mai îmi trebuie a doua versiune. Și încă o versiune, aici, de ce nu cumpăr FS22-ul? Păi, spuneți-mi câtă lume joacă FS22-ul. Multă, nu? Da, o grămadă de lume joacă FS22-ul, deci toată lumea de acum, nu chiar toată, că mai sunt și oameni care au alte versiuni în afară de FS22. Multă lume îl joacă, deci nu are rost. Din toți youtuberii ăia care există pe YouTube-ul ăsta României, că sper că vă uitați la videoclipuri în română de FS17 ăsta, eu mă uit și la timelapse-uri în engleză, ceea ce îmi dau idei, deci chiar îmi dau idei pentru videoclipuri. Doar că ce vreau să spun, că prea multă lume joacă FS22. Deci nu aș avea rost să fiu eu, adică să mă urmăriți pe mine din toți youtuberii ăștia care fac FS22. Deci am încercat să vă spun cât mai clar și pentru mine și pentru voi. Nu știu dacă ați înțeles ce vreau să spun, dacă ați înțeles e bine, dacă nu ați înțeles, asta este, nu e nicio problemă. Bun, și mai este încă un motiv. Eu vreau să readuc, adică oricum nu pot eu să readuc, doar că vreau să știți că mai se joacă și versiune FS, de fapt în simulator în general, și în zilele noastre, în zilele noastre versiuni mai vechi de Farming Simulator. Și asta mie nu-mi place, nu-mi place că multă lume fuge doar după versiunile așa noi. Adică, wow, s-a lansat ieri FS 29, FS 80 și eu joc încă FS 81, adică FS 79, hai ca să vă dau un exemplu, adică ceea ce nu contează, pentru ce rost are să cumpăr eu alte versiuni, doar dacă am deja o versiune, adică fiecare face ce vrea, da? Deci nu vreau să înțelegeți altceva negativ prin ce spun, doar că fiecare cumpără și face ce vrea, e viața lui, adică eu nu am niciun rost și nu, nici nu vreau să vă spun.
să vă spun vouă ce o să faceți pe YouTube sau ce nu o să faceți. Așa că fiecare cu treaba lui. Bun. Văd că m-am întins la destulă vorbă. Îmi place, chiar îmi place. Altceva. Ce vreau să fac cu cobila asta în momentul ăsta. Nu s-o vând. Eu acum câteva zile am montat un nou soft. Am montat un soft nou, adică GPS. Wow! Da, nici mie nu vine să cred. Am montat GPS pe combina asta destul de veche. Ceea ce, da, nu îmi vine să cred. Și acum, în momentul ăsta, o să testăm GPS-ul. Să vedem dacă am luat schem sau nu am luat schem. Bun, GPS-ul este băgat pe undeva pe aici, prin capota de sus, chiar pe aici pe sus. Da, nu mă întrebați cum funcționează, că nu știu. Și în momentul ăsta o să văd dacă merge sau nu. E prima dată când îl testez. Bun. Hai să ne dăm în spate să-l punem. Opa. Așa. Cum să activăm? Cum? Aha, păi stai, nu fugi. Deci ăsta e așa și ăsta așa. Bun. Hai să setăm aici lățimea la header. Lățimea este de 6 metri, bun. Invert offset, nu știu ce e ăsta. And I don't care. Bun. Auto stop distance. Hai să-l facem tot la 6. Bă, ce fac pe aceea? Cum fac să-l oprească, măi? Dai, asta merge. Dăm aici pe 1. Linia, hai să o vedem și noi. Nu, în partea alaltă. Așa. 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 Linia să o vedem pe sus. Am un sus. Bun, hai că merge. Nu știu dacă merge, dar eu vreau să meargă. Bun, eu nu vreau în poziția asta. Mamă, mi-e doar în poziția asta. Hai să-l... 90 de grade așa, nici așa nu vreau, nu vreau nici așa. Ha, gata, hai că l-am prins. L-am prins. Acum, numai așa. O, da, auto este? Da, cred că este. Bă, cred că așa, nu știu. Chiar nu știu dacă e bine, dacă nu e bine. Eu așa las. Hai să dăm. Acum, ia, sunteți gata să-l punem, să-l... Prima, autopilotul, nu, să nu direction, GPS wheel, mă, nu știu, GPS activ, bun. Deci în momentul ăsta ar trebui să meargă el, coborând. Da, da, virează singur, deci să știți, virează în momentul ăsta singur, uite, eu nu conduc, eu nu fac nimic. Eu doar accelerez. Bă, deci, văd că merge. Merge, să sperăm că merge tot timpul. Bă, nu scade... Ba da, hai că scade. Eu GPS pe combina nu l-am folosit niciodată. Și mi se pare că am ciudat pe combina. Dar nu știu de ce. Deci, hai să ajungem în capăt, să vedem dacă se întoarce singur. Încă 18 metri. Bă, pe nu vreau până în capăt de tot. Uite, eu până aici vreau 2. Hai că întoarce, hai, uite că știe. Știe să întoarcă. Așa, opa. Uite, așa vreau, așa. Să mă încadrez, uite, așa. Ne dăm... Deci să știți că eu în momentul ăsta chiar nu conduc deloc. Uite ce bine m-am încadrat pe toată asta. Da, deci m-am încadrat perfectos. Deci eu în momentul ăsta nu ating volanul, nu fac nimic, doar accelerez. Și virează singur. Chiar very stranger things. Da. Bun, acum o să trebuiască să o luăm în partea cealaltă. Da, cum o mai luăm în partea cealaltă? Da. Ba, o luăm în partea ailantă. Că eu nu mă pricep cu GPS-uri, cu toate ăștia. Pe combina, adică pe Class și pe JCB, mă pricep destul de bine. Nu pot să spun că mă pricep, chiar mă pricep destul de bine. Așa, haideți să... Hai să stai. Zero, ia. Ia să vedem cum ia ăsta. Minus 3. Păi eu nu vreau. Offset left. Uite asta de aici, ăsta. Este minus 3, adică lasă.
Și vreau să spună. Bă, nu așa, bă, o fă-l fără mai iarăși. Mamă, ce mă enervează! Ce mă enervează! Nu vreau pe acolo, nu vreau pe acolo! Of! Lasă-mă în pace cu asta. Acum că virăm de volan, da, când virăm de volan, se... Așa... Se resetează. Bun. Este minus 4 care crește, dar nu știu cum să-l dezactivez. Deci nu. GPS wheel mode. A, de aici? Nu cred că e de aici. Eu nu vreau așa. Vreau... Ce a păsat să mă vreodată? Nu, eu nu vreau așa. Chiar nu știu cum să fac. Ba, acum trebuie să o ia, ia să vedem. Deci, așa merge, ia. Da, merge, ia să vedem dacă ne-am încadrat, dacă ne-am centrat aici destul de bine, nu ne-am încercat. Da? Cred că ne-am centrat destul de suficient. Bun, acum când ajungem în capăt, pe unde să o luăm noi? Hai să o luăm, uite aici, la dreapta. Așa, la dreapta. Bun. Haideți să setăm aici distanța de oprire. O să facem mai mică, mai la mai mare. Cum oprim? Ce faci? 16, 14, 13, 14, 10, 9, 6, 5, 4, 3, 2. Ia, virează. Virează. Acum îl coborâm. Nu pe aici, domnul. Nu, lasă-mă în pace că conduc eu. Of, nu știu să conduc eu prostiile ăștia. Chiar nu știu să le conduc. Hai că-l facem manual. Am revenit la manual. Deci eu, în momentul ăsta conduc eu cu mânuțele mele. Bun, ia să dacă prindem aici. Ne mai dăm un pic în spate. Bă, dar am pierdut tot timpul cu auto ăla, cu GPS-ul, cu GPS. Am pierdut, uite și tu, deci în timpul ăsta eu îmi făceam aici toată treaba asta. 25, bă, ce am, mă, de ce am în lagul ăsta? Ia spuneți-mi și mie ce îmi provoacă mie lag. Eu știu că un tractor. Aici n-am avut niciodată lag. Am plecat, ce tractor, ce utilaj am dus eu din fermă. Că eu în fermă acum nu mi-am lag. Bă, e 98. Așa, 99 și... Bun. Hai să venim cu tractorașul să descărcăm. Descărcăm frumos din mers. Hai mai tare un pic, mai așa. A trecut acolo Alin, ăla Cătălin, că tot timpul îl confund cu Alin. A trecut Cătălin la volan, la combina acolo, fără niciun autopilot acolo. Că am făcut treabă cu autopilotul, am pierdut timpul degeaba, atât. Am pierdut timpul degeaba, bun. Acum ia să îl admirăm pe domnul Cătălin, cum întoarce combina și dacă știe să facă și el ceva. Vrem să-l vedem acolo pe Cătălin, cum lucrează cu combina. Bă, eu m-am plictisit în tractor, hai să ne mai tot să vedem ce cantitate avem. Bă, hai că avem ceva, avem ceva cantitate de ce e asta, de rapiță. Da, bobițe de rapiță, hai să facem scufundări. Așa și... Puuu, băieți, gata, am făcut scufundări. Puuu, mamă, ce rece a fost apa. Asta este. Păi m-am cam plictisit să stau la tractor. Așa că mă duc să-l întreb pe Cătălin dacă vrea să stai la tractor. Am trecut, prieteni, pe combină ca să vă și arăt vouă ce fac eu aici. Cum e viața pe combinator, da? Cum e viața pe combină, să conduci toată ziua o combină. Adică nu toată ziua, împotrivă, nu o conduc toată ziua. O conduc destul o dată pe an. Deci, da, destul de neplăcut. Chiar destul de neplăcut. Bă, mai avem din câmpul ăsta că mi-a venit, dacă mă credeți că mi-a venit rău de la câmpul ăsta, nu mai vreau să-mi iau o pauză, că mă simt obosit și să filmez videoclipul ăsta. Mi-e greu să filmez videoclipul, dar nu cred că o să-l termin în videoclipul ăsta, tot câmpul. Bă, uite cât mai am. Deci uite cât mai am în partea ilantă. Da, destul de... Dacă am venit greu să mai joc atât
Deci, persoanele care vizionează videoclipurile mele sunt abonate doar 7%. Deci 7% din oamenii care se uită la mine sunt abonați. Și restul sunt neabonați. Vă întrebați cât e restul, adică cât de mult poate să fie, adică cât de lume poate să fie neabonată la mine. Pun un pic acolo. Bă, prieteni, nu este deloc așa. Deci doar 7% din oamenii care se uită la mine sunt abonații mei, abonații canalului meu, adică al nostru, că suntem deja o comunitate. Și restul, decât de 90% sunt neabonați. Deci 90% din oamenii care se uită la mine sunt oameni care nu sunt abonați la canalul meu. Bă, așa nu mai îmi place. Așa nu mai îmi place, adică... Nu mai știu ce să mai spun. Chiar acum, credeți, nu mai știu ce să mai spun. Hai să ocolim aici pomul. Ia, vreți să vedeți cum fac ca să ocolesc pomul frumos? Frumos, așa și elegant, gata. Bun, ați văzut, frumos, nu? Da. Deci, 90% de oameni sunt neabonați la canalul meu. Bă, nu-mi place deloc. Așa că tu, dacă privești videoclipul ăsta acum și nu ești abonat la canal, îți spun să te abonezi. Că nu are rost să fii neabonat. Adică să pierzi videoclipurile pe care le postezi. Oricum, dacă te abonezi, nu o să pierzi nimic. Adică nu o să pierzi niște bani sau ceva și nu vrei să te abonezi. Așa că doar apasă pe un buton, că oricum nu te costă nimic, nu pierzi nimic. Și mă faci și pe mine fericit. Adică mie îmi place. Chiar mie îmi place. Și ție îți place. O grămadă de lume să fie abonată la tine. Nu o grămadă, dar multă lume să fie abonată la tine. Îți place. Așa că mie nu cam îmi place treaba asta că nu sunteți abonați la mine. Dar acum asta este, fiecare face ce vrea, nu mă supăr pe voi. Deci să știți că eu nu o să mă supăr niciodată pe voi din motivele ăștia, din motive din ăștia. Adică fiecare face ce vrea până la urmă. Eu nu forțez pe nimeni să se uite la videoclipurile mele, să se aboneze, să dea like, să facă ce vreau eu. Da, deci fiecare cu treaba lui. Fie că îți place ce postez, bine, fie nu îți place, treaba ta, nu mă supăr. Fiecare cu treaba lui. Bun. Mai avem o prietenă, mai avem. Doar că nu terminăm în videoclipul ăsta, că nu știu de când l-am făcut, mi-a venit rău. Deci de cât timp, de o jumătate de oră, ba chiar o oră, deci de cât am trenat doar. Deci doar atât. Tot mai avem o bucată acolo și nu mai suport, numai. Oho, ăsta e primul câmp. Ca să vedeți pe al doilea, hop, al treilea, hop, al patrulea, hop, al cincilea, hop, al șaselea, hop, al șaptelea, hop, al nouălea, hop, al șaptelea, al optelea, bă, cam cât, bă, așa. Bă, prieteni, vă mulțumesc pentru vizionare. Eu am fost Andrei, stați să coborâm și noi aici, hop. Facem aici o poză interesantă, poză, bun. Eu am fost Andrei, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați și apăsați și pe clopoțel ca să primiți toate notificările atunci când eu o să postez un videoclip nou. Eu am un server de Discord, dacă vrei să jucăm, intră pe linkul din descriere, acolo este serverul meu de Discord, serverul meu. O să vorbim, o să plănim o oră și o să jucăm. Eu am fost Andrei și pa, pa!